să vă spun că eu sunt copil Montessori și sunt foarte mândră de această formă de școlarizare, care acum a devenit o banalitate, sunt multe școli asemănătoare, nu e nicio problemă, însă pe vremea mea era foarte interesant, foarte, foarte interesant. Școala te atrăgea, în fiecare zi se întâmpla altceva, multă manualitate și toți care am absolvit școala, am apucat să facem câțiva ani, am dobândit multe, multe, multă știință în a picta puțin, a lucra, a face pirogravură, a face obiecțele din astea mici. Imaginați-vă că se instaurează regimul comunist care nu permite mărțișoarele. Și atunci lucram mărțișoare care se făceau din pâine uscată, muiată în duco și așa mai departe, cu puțin mușchi luat de nu știu unde. Adică era această reținere, aceste permanente preocupări făcute, acordate unui copil ca să-l țină liniștit. Sigur că zburdam, sigur că ne jucam. Eu am învățat la școala Cuibu cu Barză. Și asta era o școală tare, tare frumoasă, cu o grădină splendidă. Și unul din colegii de care îmi amintesc, mi-a fost coleg de bancă, era Vlad Georgescu, cu care aveam să mă întâlnesc ulterior, când am făcut amândoi facultatea de istorie și pe el și-a urmat cursul, precum știți, a ajuns directorul postului Europa Liberă. Am făcut liceul Gheorghe Lazar, fiindcă stăteam în zonă. Deci Montessori, după care Cuibu cu Barză. Cuibu cu Barză, sigur că da. Și Montessori bine, unde timp... avea locația? Tot în zona aici? Nu, noi făceam chiar... Acasă? Nu. Această metodă de educație fusese introdusă chiar în școala Cuibu cu Barză. Era o directoare, doamna Cociuban se numea, și ea cu soțul ei conducea, adică soțul ei asigura puțin administrația acestei școli. Și trebuie să vă spun că și lumea care era acolo, a profesorilor, era încântătoare, a învățătoarelor. Dar să știți că era o taină. Astea erau femei care își aleseseră meseria nu de nevoie. Zoe Verbiceanu, care era și publicistă, și pe care, Doamne, ce-au mai înjurat-o ziariștii comuniști, au făcut-o praf, nu știu de ce, doamna Dărmănescu, vă spune ceva de la Dărmănești, nu? Și doamna Ceaușu, care mi-a fost învățătoare, doamna Negulescu, imaginați-vă că pe doamna aceasta Negulescu, care ani de zile, în primele clase, mi-a fost învățătoare, îmi dă un telefon după 1990, doamna Filiti, am fost învățătoarea dumneavoastră, un chiștoc de copil ce fusesem atunci, acum mă lua cu doamnă. Păi nu pot să vorbesc altfel cu dumneavoastră. M-am aruncat în primul taxi și m-am dus la ea și era încântătoare și, sigur, s-a prăpădit între timp, dar mi-a rămas o amintire. Era vremea când părinții, fără să aducă tot felul de obiecte profesorilor ca să-i facă înțelegător față de odraslele lor, totuși căutai o formă de recunoștință pentru asemenea om, nu? Care îți educa copilașul. Și mama îi croșetase, o să vă mirați, că asta se întâmpla, știți, prin 48, i-a croșetat o pereche de mânuși. Mânuși din ață, să purtau așa ceva și în fond nici nu erau rele, că îți protejau mâinile. Și ea le păstrase așa ca un simbol al meseriei ei și al unui copil pe care îl învățase, ABC-ul. Deci eu păstrez amintiri foarte plăcute despre școala mică. Și liceul a fost la fel de interesant și pe urmă, sigur, eu am făcut o școală de stenografie, stenodactilografie, și cred că vă întrebați ce meserie e asta. Când am făcut-o eu în 55-56, era ceva foarte căutat. Mi-e util și acum, pentru că eu fac notele folosind multe semne stenografice și, pe urmă, sigur, de la mașina de scris, noi am trecut la computer, ceea ce era în firea lucrurilor.
Am dat examen la facultatea de istorie și trebuie să vă spun că eu m-am îndrăgostit de meserie. Dar din vocație, adică alegerea dumneavoastră, de ce? Nu, alegerea mea, cred că la 17 ani, cât aveam atunci, cred că toată lumea alege cam ceva. Copiii dumneavoastră, nepoții dumneavoastră, dacă îi întrebați, știți, vor să se facă pompieri, mecanici de locomotivă, aviatori, chestii de astea. Și eu, sigur, ceva mai coaptă la cap, am vrut să mă fac procuror, să fac dreptate, să nu mai fie colo-colo, să întâmple nu știu ce. Dar n-am avut șanse pentru că am căzut. Și era firesc, eram, nu știu, câte 200 pe un loc, era ceva o nebunie. Dar am fost așa de momentul acela de fericire când am căzut la facultate, cred că nu l-am mai repetat în viață, făcând socoteala că un an de zile o să mă fâțui, nu o să fac nimica, așteptând anul următor de examene. Mama a fost mai realistă și nu m-a lăsat. Și așa am ajuns eu să fac această școală tehnică. Tata nu s-a lăsat și a făcut o contestație și din nu știu câte sute de contestații, vreo trei au fost acceptate, între care și a mea. Deci puteam să intru la drept, dar n-am mai vrut eu. Eu socot că a fost bine, pentru că anul următor, după ce am terminat școala de steno, cu niște povești, acolo am fost foarte bine repartizată, dar eu totuși vroiam să mă desăvârșesc, adică să fac o meserie. Și am cerut directorului actele ca să mă pot înscrie. Am reușit și pe urmă directorul m-a dat în judecată să-i plătesc toată școlarizarea. Eu i-am replicat că n-am fost toți repartizați, prin urmare nici eu nu mi-am respectat angajamentul ca 3 ani să fiu secretară undeva, dar nici școala nu și-a împlinit angajamentele față de noi. Și lucrurile, în fine, le-a rezolvat un înțelept de la minister, care a spus foarte bine, trebuie să plătească școlarizarea, dar acum n-are bani, e studentă. Când termină facultatea, va plăti. Și s-a prescris după 4 ani. Și povestea s-a închis. Am urmat facultatea de istorie între 1956 și 61. Și au fost niște rigori. Prin anul 3 trebuia să ne mărturisim după cursurile generale. Și eu aș fi vrut foarte mult să fac istorie universală. Dar era puțin probabil să te poți duce ca acum să te specializezi undeva, în străinătate. Atunci am mers la istoria modernă a României. Evident că mi-aduc aminte despre unele cursuri minunate, altele mai puțin reușite. Profesorul care v-a îndrumat... Vedeți, e vremea când autoritățile comuniste încearcă să acopere niște catedre, nu totdeauna foarte inspirat, caută niște oameni care sunt ai regimului, mai mult sau mai puțin. Și e vorba de profesorul Maciu, cu care eu mi-am trecut licența Istoria Modernă a României. Dar, evident, am avut și profesori de foarte bună calitate, a fost profesorul Condurachi. Mai mult venea asistentul lui, fiindcă Condurachi pleca foarte mult din țară. Da, sigur, era un om civilizat, la fel era profesorul Nestor. Ion Nestor. Ion Nestor. Emil Condurachi, Ion Nestor. Sigur că da, au fost oameni extraordinari. Profesorul Candel, istorie universală, dar noi învățam după un manual al unui rus, Ierusalimski, cred că se numea. Și sigur, acum... Vedeți, te și obiectivezi, a trecut vremea, dacă răsfoiești acel manual, e absolut de înțeles ce făceau ei și e absolut de înțeles cât de prost eram noi pregătiți. Dumneavoastră vă vine să credeți? Eu am terminat facultatea în 1961 fără să am acces oficial la opera lui Iorga, a lui Brătianu, a lui Filiti, adică a istoricilor noștri mari. Aveam pe profesorul Eugen Stănescu sau pe Barbu Câmpina care ne spuneau ăștia sunt niște istorici burghești,
opera lor e depășită, că pe urmă am înțeles, parcurgând cursurile lor, văzând cât au luat din acești istorici depășiți, asta este altă problemă. Eu la Facultatea de Istorie, să știți, dumneavoastră poate mă înțelegeți mai bine ca altcineva, am dus-o foarte bine, știți de ce? Pentru că stenografiam cursurile. Și profesorii erau absolut încântați. Și nu, cred că nu o să mă acuze nimeni. Să știți că era și o sursă de venit. Pentru că profesorii erau corecți, iar eu totuși făceam o muncă. Eu îmi luam note pentru mine, dar pe urmă trebuia să transcriu frumos și să-i dau profesorului cursul. Și omul la sfârșitul anului se trezea, știți, cu cursul gata. Și au fost foarte generoși și asta mă făcea să fiu o studentă cochetă. Facultatea unde știm, nu? Facultatea, sigur, în incinta universității. Eram la etajul 3, inutil să vă spun că noi n-aveam voie să mergem cu liftul. Astea sunt prostiile care se întâmplau atunci. Exista și o organizație de UTM destul de agresivă. Exista un șef al anului, șef profesional, aia eram eu, dar era și un șef politic și la anul meu a fost Aurică Simion. Ăsta era istoric, Almindele a publicat niște lucruri care... Preliminariile politice. Iată, și atunci toată lumea l-a socotit așa. Să știți că era destul de modest mobilat și plin de ranchiună, absolut, și era normal să fie așa. Eu nu spun că am avut o viață studențească plină de solidaritate. Dimpotrivă, era o opoziție categorică între bucureșteni și cei de la Cămin și mi se pare, acum, privită din perspectivă, mi se pare absolut normală, absolut firească. Totuși, noi trăiam mult mai comod. La noi acasă, acolo era puțin... Dar în practicile studențești, practica de anul întâi după cursurile de istorie veche, ați fost pe undeva? O singură dată am fost la Histeria și mi-e rușine și acum și cer iertare, așa nu mai trăiește de mult, profesorul Condurachi ar fi vrut tare mult să mă specializez în arheologie. Și eu i-am dat un răspuns foarte obraznic. I-am spus, știți, am fost la Histeria și acolo dumneavoastră aduceți apă cu istru. Istru era un măgăruș foarte bine domesticit. Se puneau așa două butoiașe, două sacale de o parte și de alta și aducea apă. Ori vă dați și dumneavoastră seama că la șantier ce să faci? Întâi beai acea apă, iar de spălat să nu vorbim. Așa era și la Cucuteni. Era normal. În anii de grație 1984-85. Iată. E, și atunci eu i-am spus că sunt învățată să fac baie în fiecare zi și nu pot să stau pe un șantier. A fost foarte înțelept, foarte drăguț, să știți că nu era un om ranchiunos de fel. Și pe urmă, în 1980, chiar la Congresul Mondial, a fost foarte, foarte drăguț cu mine. Și a încercat așa să mă susțină, adică am avut o comunicare atunci. A fost totul foarte, foarte bine. Nu e o mărturisire plină de laudă și de trufie, nu. Eu cred că am fost studentă bună pentru că părinții mei se separaseră, nu aveam o viață liniștită, rămăsesem cu tata în București și... Mama a plecat. Mama plecase la Bran și a rămas acolo, a lucrat ca muzeograf la Bran, a ieșit la pensie, a ieșit din viața mea cotidiană și eu sufeream teribil, mă duceam în fiecare vacanță, stăteam la ea, era altceva. Eu m-am refugiat în învățătură. Ceilalți erau mai fericiți, mai flirtau, mai plecau, se mai duceau. Eu stăteam și citeam enorm de mult. Și a mai fost ceva. Cred că a fost acel picur de disciplină pe care mi l-au inculcat părinții și anume... Când pui mâna pe o carte, student fiind, dacă are subsol, te duci să vezi și subsolul ăla. Și încet, încet, automat, eu citeam toată această bibliografie. Rezultatul, când eram la examen, eram emoționată, știți cum, înainte de a merge la examen, mă tăvăleam pe jos de emoție. Nu știu nimic, s-a terminat, renunț,
Până când tata a enervat într-o zi, îmi spune, uite, știi ce? Eu sunt prieten cu directorul fabricii de cărămizi și am să îl rog să te angajezi acolo să faci cărămizi și termin cu facultatea și te-ai liniștit. Atunci mi-am dat seama totuși că exagerez. Dar am găsit o formulă și profesorii au fost toți îngăduitori. Vroiam să răspund prima, ca să scap de această emoție a așteptării, intru, ce cite, ce bilet găsesc, îl știu, nu-l știu. A fost bine pentru mine, n-a fost bine pentru câțiva colegi. În genere, am de totdeauna, eu am vorbit foarte de mic copil și am rămas vorbăreață până în zilele noastre. Și așa mi s-a întâmplat și la aceste examene, adică prezentam subiectul și pe urmă, în legătură cu tema cutare, există cartea cutare și cartea cutare, părerea cutare. Profesorul era foarte încântat, doar că începea ulterior la ceilalți colegi să-i întrebe unde e bibliografia. Ăștia dacă citiseră așa de acoasta, știți, cu o noapte înainte, cursul. Și păi, zicea, ai acum citit și tu n-ai citit. Erau povești din astea? Nu, n-am avut conflicte să spun că a sărit anul împotriva mea. Dar încet, încet am reușit să mă impun și să devin șefa promoției. Și în momentul când am intrat în comisia de repartiție, acum pot să o spun, s-a întâmplat ceva foarte ciudat. Aici, asta ca să aveți măsura cât era, cât trăiam noi de înspăimântați. Intrând în sală, comisia s-a ridicat toată în picioare. Eu știam că am note bune. Mă gândeam că voi căpăta o repartiție bună. Dar nu mi-a trecut prin minte chestia asta. Știți la ce m-am gândit? Că mă arestează. Dumnezeule, zic, dar n-am anunțat pe nimeni. Nu o să știe nimeni că dispar. Ce se întâmplă? Eram în 1961 și când profesorul Gheorghe Ștefan, care pe vremea aceea era decan, a spus, n-am avut de mult un student așa de bun ca dumneata, te rugăm să spui unde vrei. Vrei să rămâi asistentă la facultate sau vrei să mergi la Institutul de Istorie, care nu se numea încă Nicolae Iorga. Avea peste 10 ani să capete acest nume. Cum se numea atunci? Institutul de Istorie al Academiei. Atât, fără... Atâta, sigur că da. Și, mă rog, eu la facultate văzusem niște lucruri. Nu vreau să vă fac acum istoria facultății la vremea aceea. Nu era exact ce mi-aș fi dorit. Evident că dacă n-aș fi avut altă alegere, vă dați seama, să rămâi la facultate era una și să te duci în nu știu ce sat uitat de lume era altceva. E, și pe urmă am intrat la Institutul Iorga. Sigur, vă dați și dumneavoastră seama, să intri într-un institut de cercetare, o puștoaică de 23 de ani, nu-i puțin lucru. Institutul, eu socot răstimpul cât am lucrat acolo până la pensionare în 98, o șansă. O șansă pe care n-au avut-o mulți. Știți de ce? Pentru că am avut niște directori foarte buni, dar mai ales am avut niște colegi excepționali. Dacă vreți, institutul a fost un loc de refugiu pentru foarte mulți oameni care erau în contrazicere cu rigorile regimului comunist. Adică în 64 au ieșit din pușcărie mulți juriști în primul rând, toți erau juriști ăștia, care au venit la noi. Și de la o zi la alta s-a constituit colectivul de vechi drept românesc. Și ăștia au început să lucreze, eram în bibliotecă, vorbeau, învățam de la ei. Nu era vorba să înveți istorie neapărat de la ei. Învățai să te porți, te informau, îți spuneau ce a fost colo, ce a fost colo. Încet, încet, unii dintre ei s-au deschis și ne-au povestit ce a fost și în închisorile comuniste. Adică a fost o experiență extraordinară. Și trebuie să vă spun, la modul general, că toată lumea asta cu diferență serioasă de vârstă, nu?
a fost mai mult decât binevoitoare, mai mult decât îngăduitoare cu mine, care eram la vremea aceea un învățăcel. Sigur, nu același lucru s-a întâmplat cu Andrei Oțetea. Andrei Oțetea era director până în 1969, a fost director. A fost primul director al... A fost primul director pe care l-ați prins dumneavoastră. Pe care l-am prins eu. Acum, dumneavoastră știți că fiecăruia îi se întâmplă câte un ghinion. Nu vă ascund că am 83 de ani. O singură dată am mers cu tramvaiul și tramvaiul să deraieze. E, s-a întâmplat în ziua când eu am fost... Institutul a fost informat că o tânără absolventă a Facultății de Istorie a fost repartizată la institut. Și profesorul Oțetea m-a convocat la ora 8 dimineața să vin să mă cunoască. Da, tramvaiul ăsta deraind, vă dați seama că am întârziat zdravân de tot. N-a fost o notă bună pentru mine. Și caracterul nenorocit al acestei note s-a accentuat pentru că, de fapt, profesorul nu mă vroia. Nu mă vroia în teorie. De ce? Eu aveam un coleg, Radu Constantinescu, un băiat foarte bine pregătit, pe care el și-l dorea de ginere. Și a și făcut toate demersurile peste ani, l-a adus pe Radu, pe urmă și-a blestemat zilele pentru treaba asta, e altă poveste. Dar eu am intrat cu stângul, dacă vreți, în institut, directorul ținându-mă la distanță și pe urmă era vremea care, Doamne, să nu creadă nimeni că fac elogiul regimului comunist, dar parcă erau niște povești de-astea cu mai multă noimă decât astăzi. Vă vine să credeți? Un absolvent de istorie astăzi se numește expert. Nu știi în ce este expert. Ori noi eram cercetători stagiari. Ca cercetător stagiar stăteai o vreme, făceai dovada că ai aptitudini pentru cercetare și pe urmă dădeai niște examene. Și eu când am dat examenul pentru cercetător plin, profesorul a fost teribil de sever. M-a întrebat de toate cele și cu tare și cu tare și cu tare, până când în comisie era și Dan Berindei. Și Dan Berindei l-a potolit puțin, o întrebați așa la nesfârșit, nu fiți chiar așa de sever, n-are totuși decât 3 ani de când e în cercetare. Și pe urmă lucrurile s-au aranjat și vedeți și asta e o chestie pe care o ții minte. Profesorul ajung să lucrez pentru profesorul Oțetea niște documente foarte complicate și mi-a mulțumit într-o prefață a unei cărți a domniei sale.